Se poate? Vreau să nu mai filmez aici, nu știu, nu știu. Se poate? Fulgi a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru tâlhărie, iar sentința magistraților de la Curtea de Apel București este una definitivă. Curtea de Apel București a respins apelul pe care fiul clejanilor l-a formulat după decizia de condamnare la închisoare din luna aprilie a judecătoriei sectorului 3. Manole Dan Constantin Fulgeraș, alias Fulgi, a fost condamnat definitiv la închisoare în data de 9 noiembrie 2022. Instanța a decis ca pedeapsa să fie una cu suspendare, însă fiul clejanilor ar trebui să presteze muncă în folosul comunității, după cum se arată în decizia instanței. În cazul în care Fulgi nu respectă toate obligațiile impuse, există riscul ca pedeapsa cu suspendare să fie înlocuită cu una cu executare. Fiul clejanilor va fi obligat să se prezinte la Serviciul de Probațiune București la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probațiune, să comunice schimbarea locuinței, dar și presteze muncă în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, fie la Direcția Generală de Asistență Socială Sector 3, fie la Arhiepiscopia Municipiului București. În cazul în care acestea nu sunt respectate, există riscul ca pedeapsa cu suspendare să fie înlocuită cu o pedeapsă cu executare. Este vorba despre o sentință de 2 ani de zile de închisoare cu suspendarea executării pedepsei și așa a rămas și după apelul făcut. Este obligat să se deplaseze la Serviciul de Probațiune, să anunțe schimbarea locuinței. Sunt și 60 de zile de muncă în folosul comunității obligatorii. Dacă nu prestează munca în folosul comunității, se transformă în executare pedeapsă, a explicat avocatul Adrian Cuculis, în exclusivitate pentru Aubiz. Fiul clejanilor are și o serie de drepturi restricționate, venite odată cu decizia instanței de a-l condamna la 2 ani de închisoare cu suspendare. Astfel că Fulgi nu mai poate să ocupe o funcție publică și nici să fie ales într-o funcție publică pe durata executării pedepsei. Curtea de Apel București l-a condamnat pe Fulgi la 2 ani de închisoare cu suspendare, pentru tâlhărie. Artistul a fost condamnat în primă instanță în luna aprilie a acestui an, după ce a fost acuzat că ar fi tâlhărit un jurnalist.